Chiar în spatele Direcției de Taxe și Impozite Locale, acolo unde Giurgiu Veni achită taxa de habitat, zac mormane de crengi. A trecut mai bine de o săptămână de când angajații societății Giurgiu Servicii Locale au toaletat câțiva copaci dintre blocuri, dar nimeni nu s-a obosit să ridice și crengile din prejurul lor. Locatarii spun că muncitorii au făcut o treabă de mântuială, așa cum se întâmplă din ce în ce mai des în municipiu. Fiecare cetățean al municipiului Giurgiu plătește o anumită taxă trimestrială în avans, deci are bani și ia și dobândă pe ei, la care firma care face așa ceva, rușine să-i fie și trebuie să-i rezileze contractul, nu de urgență, până în toamnă. De la ploaie s-a rupt pomul, da. Au venit, n-ați văzut acolo sub boscheția că au venit și au tăiat lemnele, probabil să le ridice, să le duc acasă, dar nici de cum să se facă curățenie. Da. Cartierul ăsta a fost înainte cel mai frumos cartier și acum a devenit cel mai mizerabil din oraș, care cartierul ăsta era primul, pe primul loc. Oamenii spun că ar strânge ei crengile, numai că s-a adunat o cantitate destul de mare și nu au cu ce să o transporte. Contactat telefonic, directorul societății Giurgiu Servicii Locale, Dumitru Gărgărea, pune această problemă pe seama volumului mare de lucrări de pe raza municipiului și a dat asigurări că dacă nu în cursul zilei de astăzi, mâine cel târziu zona va fi curățată. Așadar, ca și în alte cazuri, atunci când municipalitatea nu își face datoria, problemele se rezolvă cu televiziunea.